Era agentul șef, să vă numesc. Documentele urmează pentru doar ăla. De ce ați parcat aici? Nu ați văzut semnul? Nu-i parcare. Nu ați văzut semnul de circulație acolo? Parcare interzisă. În zona în care ați oprit dumneavoastră autovehiculul este semnalizată cu un indicator rutier oprirea interzisă, care este montat chiar în colțul străzii. Ăla nu l-am văzut. Faptul care ați învățat și eu dumneavoastră sancționează cu două puncte amendă și două penalizare. Nu mi-a dat seama azi că aici este parcare. Parcare, pentru că de observat odată ce opriți autovehiculul pe banda de mers, celălalt autovehicul trebuie să circule celălalt sens. Trebuie să se îngrămânează. Da, așteptați la mașină, îți vă încheie în proces verbal pentru... Da, știu că dacă știa, dar nu parcam aici așa, asta a fost. Ați mai parcat? Aici nu am mai parcat-o, că am zis că am venit cu fata să facă vaccin la băieți și a zis că cât stau aici așa, și-am luat aici și se plie. Bine, așteptați la mașină. Un avertisment nu se poate, dar... Domn șef! Fapta care s-a vorbit-o va fi sancționată cu două puncte amende și două penalizare. Un punct amende este 80 de lei, 1.700.000, jumătate de minim puteți plăti 48 de ore, 80 de lei. Rugămintea noastră este să nu mai opriți în zonele unde... Am înțeles, adică e partea și alaltă, asta a fost pentru... Mă duc la spital pentru vaccin și pentru asta. Asta a fost pentru... Ce sumă? Asta e cadrul. Considerați că e obiectivă sau nu? Asta sunt pe mai parcați de acum în locuri interzise? Dacă n-ați am un... Dar știți că s-au amenajat parcări cu plată. De ce nu mergeți acolo? Pentru că au treabă la spital. Dar e așa departe? Am copilul meu. Dar mai erau parcări și acolo, în partea aceea, liberi. Mai sunt și încolo numai. Da. Asta e. Îmi pare rău. De la poliția rutieră, agentul ce stava în urmă. Vă rog, ce s-a oprit într-o zonă unde e oprirea întregă. Bine, mă opriți mai. Vă rugăm, poți să plec? Acum vă avertizez, pe mine nu opriți în zona, că dacă opriți în zona de acțiune a indicatorului oprirea întregă, este sancționată cu două puncte amendă și două canalizate. Programitea mea să folosesc o parcare. Și ceilalți sunt la fel? Îi așteptam să gândim noi lor la... Îi așteptați, da? Aveți serviciu, aveți serviciu acela de oprire, de blocare a roților? Aveți? De blocarea roților, vă referiți la parcările cu plată? Nu, și la parcările cu plată și ceva care să tot o să ajute. Azi ar fi cel mai bun. Bun, unde aș putea parca atunci? Domnul agent, unde aș putea parca? În partea aia mă interesează, vreau să intru la muzeu. De exemplu, cu niște parcări după spital aici, mergeți și întoarceți la sens și... Thank you.
că aici este parcarea interzisă? Nu. Dar n-ați văzut semnul acolo la începutul străzii? Nu l-ați văzut? De ce nu mergeți în parcarea cu plată? Unde e parcarea cu plată? Mai în față. Da, eu am încea treabă. Și vă e greu să mergeți pe jos doi pași? Sau vreți cu mașina la scară, dacă se poate chiar lângă... O avertizare, cred. De când? Ați găsit-o acum în mașina? Da, era pus în... Puteți să ne citiți? Nu. Dați-mi mie. Se adresează conducătorului auto și se aduce la cunoștință că a încălcat prevederile articolului 142. Este invitat să se prezinte la sediul de poliție Târgu Neamț, pe Ștefan cel Mare, cu următoarele documente: cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. În caz de neprezentare, va fi sancționat cu amendă cuprinsă între 9 și 20 de puncte amendă. Pentru faptul să vorbim și mea asta, adică am spus că o vehicul în zona de acțiune, indicatorul de voie atrezise, este două puncte penalizate și două amende. Este o sancțiune de 1.600.000, dacă achitați în 48 de ore, achitați jumătate, ori de zile. Aveți obiecție? Nu. Bună ziua, agentul șef Sava de la Poliția Rutieră, documentele voastre, vă rog. Nu am buletin. V-am oprit pentru că noi am oprit indicatorul în zona de acțiune a indicatorului oprirea interzisă și pe contrasens. Da. Și ați încălcat regulile de circulație. Pentru faptul să vă știți, veți primi o sancțiune de două puncte amendă și două penalizare. Frate, de documente nu aveți, nu? Nu pot da documente. Datele, cum vă dumne vor? Atunci la Gabriela. Răucești. Data nașterii? 15.08. Domnule agent, ce recomandați șoferilor din Târgu Neamț? Recomandăm conducătorul auto să nu mai oprească autovehicle în zona de acțiune a indicatorului oprirea interzisă, în special în zona școlii numărul 2 și spitalului orașului Târgu Neamț, întrucât îngreunează circulația în zonă, blocând o bandă pe sens. Care este amenda, sancțiunea? Sancțiunea contravențională pentru oprirea interzisă este două puncte amendă și două penalizare.